Și aș vrea să înțelegeți un lucru. Am studiat textul acesta și am înțeles următorul aspect. Aceste 30.000 de congregații și rămurele ale creștinismului se împart totuși în două și dumneavoastră faceți parte din una dintre ele. Și anume, când va veni Domnul Iisus Hristos, va face o diferență clară. Să nu mă suspectați de radicalism, e biblic ce vă spun, argumentat. Și anume, vor fi două direcții. Semnul va fi acesta. Cei care vorbesc în alte limbi și care au experimentat rusaliile și care cred puterea rusaliilor și care cred și acceptă lucrarea Duhului Sfânt și ceilalți. Să nu mă suspectați de radicalism. E biblic ce vă spun. Argumentat. Ăsta este semnul lui Dumnezeu pentru Biserica lui Iisus Hristos, mai ales după înălțarea la cer și după coborârea Duhului Sfânt. Am o doleanță. Să nu mă suspectați de radicalism. E biblic ce vă spun. Argumentat. Este a treia oară când vă rog frumos. Gura mică.